Mă așteptam la orice altceva, dar nu la... Stai să mă vezi când au spus și Metallica și sunt am trecut prin diferite faze ale vieții mele, Aerosmith, adică stai liniște. Auzi, am remarcat că ești în live, nu? Erai în live pe ce? Pe Facebook? Pe Insta, Facebook pe și am vrut să întorc camera și bineînțeles că am oprit-o, adică am chestiile astea. Te pricepi de... la social media, de asta de tineret, speranțe. Vorbești pe un ton foarte jos și tandru cu ascultătorii tăi. Băi, adică doar ești... nu o să țip la telefon. Da. Nu, suntem la Europa FM acum, este dimineață. Gândește-te tu, tot timpul, dimineață, energie. Pentru că te gândești tot timpul la cel care te se uită la tine. Da. Și nu vrea să vadă unul descreierat care e la telefon. Păi da, dar lumea te știe pe tine prezentator la Vocea României. Da, ești? Păi da, dar e seara. Exact așa. E seara când zici, băi, mi-am deschis sticla de apă plată, așa, înțelegi? De apă minerală cu vinul de rigoare și așa. Zic, pac, vreau să am o seară... Bă, dar dimineața, eu acum, de exemplu, venind la voi, am redescoperit traficul din București. Ai văzut ce mișto e dimineața? Este senzație. Da. Deci... Pe asta ne bazăm noi când facem audiențe foarte mari, că lumea stă în trafic. Serios, ascultă, da? Serios că stă. Da. Pentru că... Noi... Sanchi ne plânge de trafic pe noi. Nu, nu, pe voi, bă. Așa, foarte bine. E trafic, kilometru la oră. Știi cum e? Înainte omul va asculta poate medie 7 minute, cât mergea până la serviciu. Dar acum, la 45 de minute, o oră. O plăcere. Bă, mai mare drag, înțelegi? Ai văzut? Adică mâine, poi mâine, nu o să mai faceți matinalul, nu o să mai fie de la 7 până la 10. Hai să lăsăm asta cu... Hai, da. O să fie de la 7 până la ora 12. Eu ți-am zis să lăsăm asta, eu zic să nu venim sau cu de la 6 până la... Zic pentru șefii care... Pavel Bartoș și în studioul Deșteptarea. Suntem live și pe Facebook, pe pagina Radio Europa FM. Ce faci, este. Pavel? One man, aproape show, înțeleg? Da. Dau un spectacol la care am muncit peste 2 ani, un scenariu. Îmi place să zic, dacă e tot one man, aproape show, am zis scenariu și regia, aproape Pavel Bartoș. Da, e teatru, e stand-up, e ce? Măi, este la limite, sunt amestecate. Este foarte interactiv. E un spectacol foarte interactiv, care bine dispune. Sunt multe povești de viață, din a mea viață, de până acum, care sunt tratate cu foarte mult umor. Cred că e un spectacol atât de sincer, adică îmi pun cumva sufletul și pe tavă, dar mă tratez cu foarte multă autoironie, râdem, ne râdem, ne și emoționăm, pentru că nu e așa, așa de-aia e frumos la teatru, să te și emoționezi. Dar, într-adevăr, este un altfel de spectacol, de-aia am și zis one man, aproape show. E un... om pe scenă, ce-o ieși, Dumnezeu să ne ajute. E un spectacol de o oră în care, cum să zic eu, lumea care vine vrea să, după ce iese, vreau să zic așa, bă, am o singură, bă, merită trăită. Cum o fi nebună, merită ea mea. Trăită. Am una singură. Vreau să o trăiesc până la capăt. Foarte tare. Înțelegi? Adică chiar am mers în pandemia, știi cum e, pandemia mi-a dat mult timp liber să gândesc spectacolul ăsta. Da, spectacolul ăsta și am zis, e și momentul potrivit să vin cu un astfel de spectacol. Este un spectacol foarte optimist. Adică, păi, te simți bine, jur, și asta am zis, în primul rând, eu vreau să mă simt bine și am zis, dacă eu mă simt bine, sigur ăla care vine la teatru... Unde îl ții? Asta e. La Teatru Odeon. La Teatru Odeon. 18 și 19 noiembrie, va fi marea premieră de la ora 19 și mai e încă un spectacol pe data de 4 decembrie pentru cei care nu vor găsi bilete în aceste zile. Și doar atât, adică nu... Anul ăsta doar atâta. După aia va... Ceva turneu, țară? Preconizăm, dar după lansarea filmului Ramon, pentru că după trebuie să ne ocupăm de lansarea filmului Ramon, care, iată, din 3 februarie o să intre în cinematografe. Comedia Ramon, primul meu lungmetraj. Da, știi cum e? Pandemia, cumva, eu am luat partea plină a paharului în toată pandemia asta. M-a făcut să mă prioritizez. Și am zis, băi, ale mele proiecte contează. Și să le pun pe primul loc, profesional vorbind. Și atunci, cumva, mi-am prioritizat proiectele profesionale. Și am zis, îmi doresc de nu știu când să fac un film, un lungmetraj, făcusem scurtmetrajul, și am zis, măi, pot, e greu, e foarte greu, e al bip-bip-bip de greu. Dar merită. Probabil că dacă ar fi ușor, ar face toată lumea. Și atunci am făcut lungmetraj și am zis... Dacă spui că l-ai făcut, ce înseamnă? Ai fost regizor, producător? La lungmetraj am fost producător și actor. Nu puteam fi și regizor, pentru că Sergiu Nicolaescu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost unul singur. Și am zis, regia a semnat-o Jesus del Cerro. Regizorul deja celebrelor, cum să zic eu, filme care au adus atâta audiență. Miami Beach, Ho Ho Ho, Hawaii. Și atunci, pentru că am lucrat foarte bine cu el la Ho Ho, am zis, poate face o comedie românească
extraordinară. Și a ieșit filmul Ramon, la care tot așa lucram de vreo 5 ani de zile. Și tot așa vorbi, am zis, bă, dacă tot am terminat, nu, și am un pic de timp liber, cumva, adică aveam un timp de mine. Textul știam, adică de mult mă gândeam la acest text, pentru că fiind și la limita stand-up-ului, acest tip de dialog, nici nu pot să zic, e o interactivitate între mine și public. Adică am nevoie, adică n-aș putea să joc cu 3-4 persoane. De-aia nici nu l-am putut da înainte de pandemie, când îmi spunea cineva că e cu 30% spectatori, nu poți, chiar nu te zic. Și am zis, domnule, ăsta trebuie să aibă sală plină. Și pentru că e în funcție de public. De multe ori textul merge mai departe în funcție de public. Câteodată nici nu știu ce vor zice. E în funcție de cum va decide publicul. Pentru că de asta e foarte interactiv. Pentru că eu mă duc de multe ori mai departe în funcție de ce decide publicul. Este un alt fel de one man aproape show. Că nu e show. Adică te duci, e tan-taran, tan-tan-tan. Nu e, e tan-taran. Dacă vine tam-tamul. Ei, vei vedea, e în funcție de. Și mă bucură tare, pentru că am găsit și oameni care m-au sprijinit în toată treaba asta și le mulțumesc pe această cale tuturor celor care m-au sprijinit. Și uite că iese. Azi noapte, v-am spus, am repetat, n-avem multe zile de repetiție la Teatrul Odeon, pentru că sunt foarte multe premiere, sunt foarte multe proiecte și atunci cumva am avut două zile în care să fac luminile, să fac chiurile de lumină, să aducem decorul, pentru că el a pornit de la o joacă, acest one man show. Am zis, a pornit așa de la o confesiune a mea. Știi? Și am zis, bă, da, de ce să nu-l dezvolt într-un one man show? Și atunci i-am făcut decor, i-am videomapping. El are o, cum să zic eu, acum a căpătat o amploare. Și mai mult decât un om în fața unui public. Este, da. Dar, mai mult decât doar interacțiune. Da. Pentru că de multe ori, știi, în viața noastră zicem, bă, deciziile, știi cum, cele mai importante decizii, toată lumea crede că le iei acum. Nu le luăm acum. Acum, cum să zic eu, avem maturitatea necesară, profesională, umană, avem prietenii care ne mai pot sfătui. Deciziile cele mai importante sunt cele care le iei când ești al nimănui. Pavel, ai vorbit... Stai așa, trebuie să luăm o pauză, 5 minute. Noi rămânem live și pe pagina de Facebook, așa. Deci dacă vreți să ne vedeți și să ne auziți, suntem live pe Facebook acum și în 5 minute cel mult ne întoarcem și pe radio. In the morning. Ne aude lumea prin microfon. Da. Ce vrei să întreb, Vlad? Păi el întreb când revenim. Păi nu, că putem să vorbim despre asta și acum. Auzi, la filmul Ramona are legătură cu celălalt film cu Ramona? Cu Ramona? Nu, n-are nicio legătură. O să... Sugio acum, Sugio Ramona, este că nu vreau să fiu, să spun spoiler, să dau spoilere. Adică trebuie să vii la film să vezi de ce se cheamă Ramon. Că toată lumea zice, bă, dar de ce Ramon? Și bravo. Personajul e 100% românesc. Adică ca să... Vei vedea de ce. Adică el are un clou, el are cum să zic eu, o chichiță. Și este foarte haioasă. Și foarte... Și el e un film pentru că... Bă, eu după aia am zis, bă, lumea ce vrea să vadă? Nu mai vrea să vadă, știi? Că oricum are atâtea probleme în jur, are atâtea... știi, lucruri de care să se îngrijoreze. Vezi situația teribilă prin care trecem doar la câteva sute de kilometri de România, știi, cu războiul. Și atunci am zis, bă, lumea vrea, atunci când merge sau vrea să mă vadă, cel puțin așa am considerat pe mine, vrea să se simtă bine. La comedie. Da. Vrea să râdă, vrea să... Și nu neapărat să râdă, să te... Adică vrea să se simtă bine. În asta te simți bine înseamnă și emoție, și comedie, pentru că eu cred în chestia asta cu ca să apreciezi ceva trebuie să ți se întâmple un pic ceva, cum să zic eu, nu neapărat nasol înainte, dar numai așa putem face diferența, că dacă tot timpul e bine și râzi la un moment dat, zici, bă, așa e normal, și atunci zici, pum, de ce să mai râd? Nu, știi, vorba aia, treci prin niște sinusoidale. Dar e un spectacol, eu merg pe optim, adică, domnule, după ce a plecat lumea de la spectacol, nu zice, bă, chiar e, bă, viața e mișto. Ia, bă, să-mi sun pe cei dragi. Bă, vă iubesc. Băi, ne vedem de Crăciun. Știi? Băi, nu știu. Habar n-am. Am vrut doar să vă sun, să vedem ce faceți. Atât. Abia aștept. E interesant. La One Man Aproape Show ai zis că sunt experiențele tale. Da, sunt multe. Pe mine aici m-ai făcut curios. Poftim? Pe mine aici m-ai făcut curios. Sunt. Că totul a pornit de la o joacă, în sensul că am fost odată la un dintre astea motivațional. Și am zis, bă, eu nu știu ce să zic la motivație. Și a zis, bă, tu spune-ți doar a ta. Și am început, bă, și râdea lumea. Bine, mă tratam cu foarte multă autoironie. Eu am chestia asta, adică am învățat-o asta când prezint, în primul rând, te autoironizezi. Ca după aia să poți ironiza sau să poți să... Dar întâi te
te iei pe tine. Uite, sunt așa, sunt și frumos, și deștept, și sexy. Doamne, scuipați-mă, vă rog, dar nu toți deodată. Vă rog eu, că dracului, mă și înnec, știi? Să nu mă deocheați, știi? Adică, și atunci așa a devenit, știi? Uh-huh. Și am zis, bă, de ce nu? Că mă uitam afară. Am stat, mă uitam la mulți stand-up-uri de afară. Știi, da? Și i-am luat de la toți ăia care merg spre foarte vulgar, de la foarte light. Și am zis, toți au tipul ăsta de cum să zic eu, o chestie din existența lor, de a o dezvolta. Întotdeauna, da. Și am zis, bă, dar de ce să nu fac? Asta este absolut adevărat, da, ce vă spun. Și după aia spun-o, da, cu cumănie uriaș. Da. Care-i favoritul tău? Ai pe unul care îți place mult? Măi, culmea, eu sunt fan Ricky Gervais. Da, este foarte bun. Și mai e și ăla Burr, cum să zic, da, eu, care... Mă, ăla este... La bine, zic, mă uit la el pentru că nu vine să cred în condițiile în care, știi, tot ce se întâmplă în America... Și asumă incorectitudinea lui. Da, dar eu cred că își face textele cu avocații. Probabil. La fel ca și Ricky Gervais, înțelegi? Da. Dar îmi place, adică, de exemplu, sunt și fan și Seinfeld, adică Steve Martin, îmi plac ăia și mai oldies, adică... Seinfeld mi se pare acum totalmente demodat, el spune niște glume, ăștia au povești întregi. Da. Louis C.K.? Louis C.K. îmi place, nu pot să zic că sunt... Burr și Louis C.K. spun povești, construiesc povești, știi? Da, ideea este că dacă te uiți la... Jimmy Carr este zicător de glume, practic, are puține, da, unii, ca la noi, unii zic bancuri și cred, da, că fac un stand număr de... Dar nu e, adică a spune bancuri nu înseamnă că e un număr de stand-up. Dar dacă poți să-l faci foarte bine și lumea cumpără bilet și vine la spectacole, să fie primit, pentru că și asta e o formă. Mă, merg foarte tare. Eu m-am dus, da, la... În ultimii doi la care am fost, au fost Louis C.K. și Jimmy Carr. Da. Și au umplut sala Palatului, era super full. Uite ce face și Kevin Hart. Uite și ce face Kevin Hart, adică la umbră stadioane. Nu, da, zic de București, sala Palatului, știu, în România, da, vorbind numai în engleză, știi? Da. Măi, și sala reacționând, adică înțelegând glumele, imensa știi majoritatea. Cum e? Cine s-a dus, cine s-a dus la el? Ne s-a dus clar. Da. Știa, da, la ce merge. Mare și atunci, pentru atunci, bă, există public, noi trebuie să le dăm. Lui zic că i-a vândut două sala Palatului într-o zi. Înțelegi? Da, lumea vrea. Ne-am întors în deșteptarea. Pe pauza de publicitate pe Facebook s-a vorbit despre stand-up și sursele de inspirație. Ce voi să întreb? Voiam să întreb, Pavel, ai vorbit în câteva minute, da, aici te-ai referit de două ori în contexte diferite la vremea pandemiei. Da. Ce ai învățat din vremea aia? Cum a fost? M-am învățat să mă prioritizez pe mine ca și persoană. Pentru că mi-am dat seama, știi cum e? Bă, noi avem o viață. Mai am, hai să zicem, 20-25 de activi. Vorbesc de ăia. Poate 30, să dea Dumnezeu. Ca actor, am văzut, avem exemplele Radu Beligan, Florin Piersic, că vorba aia. Deci o n-am duci nicio șansă să devin prezentator la Vocea României, că e de Măi, la un moment dat o să, pe pauzele de publicitate, acum mi-aș lua un prezentator, un asistent. Te întreb pentru că pentru actori interacțiunea cu publicul este crucială. Și acolo, acolo și am văzut s-a întâmplat să se închide sălile și să vi se interzică, practic, din rațiuni obiective, accesul la public. S-au luat obiectul muncii și nu neapărat, dar știi cum e? Uite, mă uitam, eu fiind și actor de teatru, da, interacțiunea cu publicul face ca teatrul să fie atât de mișto. Stand-up-ul sau, mă rog, diversele forme. Oricum, interacțiunea cu publicul. Pentru că, ca și cântăreț, tu mai poți cânta în online, mai poți, cum să zic eu, cum e la radio, cum se întâmplă. Adică se... Dar teatru online este sărac, pentru că nu mai există emoția aia, genul ăla de interacțiune pe care l-am live cu tine, spectator. Ai încercat teatru online în vremea pandemiei? Da, pandemie? Nu mi-a plăcut deloc. Deci nu sunt un fan deloc al teatrului online. Deși e o formă și asta, adică, uite, el se și vinde, adică mă uitam la cei din diaspora, de obicei când faci un teatru online, adică ai un spectacol de teatru și îl joci pe o scenă cu public, sunt foarte mulți din diaspora care vor să vadă teatru, la care teatru ajunge foarte greu. Adică, da, sunt de acord cu un anume tip de formă de teatru online, dar nu un ăla în care noi acum jucăm fără public. Cineva ar putea spune că nici teatru radiofonic nu este cu public, dar este cu totul altceva. Care este cu totul altceva, pentru că la teatru radiofonic merge totul pe un anume
știi cum e, nu vorbești ca pe scenă. Totul se întâmplă altfel. E la micro. Uite, vezi, deja eu am început să mă scriu. Îmi ziceai mie, de ce vorbesc pe Instagram, vorbesc ca... Pentru că te adresezi altfel. Acolo creezi atmosferă și din dialog. Și acolo, de exemplu, în teatru radiofonic este foarte multă vorbă. Și povestitorul care îți spune ce se întâmplă, ce se întâmplă, ca tu să-ți imaginezi. Deci este o formă de povestire. Sunt ca poveștile alea pe care le știam. Și a fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. Practic, deci creezi un peisaj pentru audio. Pentru că nu poți spune un dialog fără să spui contextul. În teatru radiofonic trebuie să explici și contextul. Și acum intră pe ușă și îl vedea pe ăsta, era țanțuș. Deci pare, rezultă că teatrul da. Online este stricat de camere, de video, de fapt. Pentru că oamenii se concentrează pe imagine, da, și atunci nu mai creezi peisajul audio. Da, nu poți să faci. Și știi cum e? Dacă creezi, cum să zic eu, încerci să te focusezi cum ai jucat la spectator, ți-e foarte greu, pentru că tu ai nevoie de reacția spectatorului. Și dacă tu nu ai... Știi cum e? Eu la un moment dat, tu mergi mai departe în funcție de ea. Tu ai nevoie de momentele alea când creezi liniște în sală. Când ție ți se întâmplă ceva ca și actor... Și mergi mai departe, te schimbă pe tine, îți schimbă continuarea. Adică... Ce faci când ai o sală rece? Rece în sensul de inertă, nu reacționează, nu se conectează la piesă, la actori. O simți, nu? Da. Normal că nu. Se întâmplă și astfel. Adică nu poți să fii perfect în fiecare seară. Adică nu perfect. Dar eu am marele, cum să zic eu, e o chestie ține de experiență profesională acum, sau de maturitate, sau ce. Eu niciodată nu joc ca și cum a fost, băi, cum a fost ieri. Ieri a fost un succes, trebuie să joc cum am jucat ieri. Nu. Eu joc în funcție de ce simt atunci. Dacă sala e rece, nici tu nu. Adică nu vii aiurea, știi, băi, și aia zic, bă, dar ce l-a apucat pe ăsta? Nu, pentru că publicul, de exemplu, de miercuri, de joi, de vineri, este altul decât ăla de sâmbătă și duminică. Ăla, publicul de sâmbătă și duminică, ăla a scăpat de muncă și vrea să vină să se simtă bine. Cică, bă, vreau să mă simt. Ăla de joi, miercuri și joi, ăla vine special pentru teatru. Că ăla își rupe din ziua de muncă să vadă teatru. Ăla e altfel. Interesant. Ce public aștepți la One Man Aproape Show? Pe toată lumea. Pe toată lumea. Iarăși, eu mă adresez, eu am un target foarte, ca la film. Eu am un target de la cel de 8 ani până la cel de 108 ani. Adică îi aștept pe toți. 18 și 19 noiembrie, 4 decembrie, Teatrul Odeon, ora 19. Unde găsim biletele? La teatrul, pe site-ul Teatrului Odeon deocamdată, sau la caseria Teatrului Odeon. Perfect. Pavel Bartoș, mulțumim, venim, vom fi acolo. Mult succes să și fie. Sperăm într-un turneu la anul, ca să vadă toată țara. Va fi după premiera cu filmul Ramon după 3 februarie, sperăm spre aprilie, mai să încropim și un turneu național. Se mai și încălzește afară. Da. Am înțeles. Ne mai încălzim și noi. Despre ce mănâncă omul ăsta cu smiley. Voi ați văzut ce fac în culise la aici România au talent? N-am mai avut timp, lasă că trebuie să vină special ca să ne povestească ce se întâmplă acolo. Te pupăm, Pavel. Numai bine, m-am pupat. Mulțumim tare mult pentru că ați fost cu noi și în această dimineață. Numai bine. Toate bune. Pa, pa! In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.